Uitați-l. Florian Coldea a venit la curtea de apel. Intră ca un oarecare cetățean. Acum nu mai intră cum intra înainte ca un șef din SRI. Ia uitați-l. Ce faceți, domnul Coldea? Cum e să fiți un oarecare om simplu aici, ca să nu mai intrați în curtea de apel, cum intrați înainte ca un șef? Ia uitați, domnul Coldea a venit la curtea de apel. Acum urmează ca să... Geanta, domnul Coldea. Ce faceți? Cum vă simțiți? Este absolut firesc, nimeni nu-i deasupra legii, este firesc să se desfășoare un proces, nu punem în sala aia, vezi, da? Dar altă întrebare. Nu, haideți încoace. Cum ați simțit pe Marina Pandaro? Dați-mi voie. Deci, știți ceea ce e întrebarea mea. Domnul Coldea. Sigur că la momentul potrivit ați zis că dau declarație, nu-i nicio problemă. La un moment dat o să dăm și un interviu, dar nu-i fire. Suntem într-o fază nepublică, în momentul de față. Aici. Suntem dreptul la apărare. Asta tot pentru un moment. Vă asigur dar, că bună credință și de comunicare. Care sunt șansele dumneavoastră ca astăzi să vi se admită cererea? Care sunt șansele? Vă asigur că vom pune toate eforturile, vom depune toate eforturile legale, corecte, nu neapărat. Asta tot pot să spun. Dar aceste acuzații sunt adevărate sau sunt mincinoase? Nu vreau să fac afirmații cu privire la dosar în momentul de față. E o fază nepublică. Vă întrebați la ieșire. Mulțumesc. Are o altă în aibare. Cum este să veniți aici ca un inculpat? Este firesc pentru orice cetățean al României să se prezinte în fața instituțiilor abilitate ale statului pentru a verifica, pentru a-și clama și a-și dovedi nevinovăția, fără niciun fel de problemă. Ca oricare altcineva. Așa am făcut de fiecare dată, vă asigur. Vă mulțumesc. Mulțumesc.